Welcome. Good to have you. Thank you so much for your interest to our today's group meeting as EPP Group, together with our group in the Committee of Regions. We are here gathering in Bucharest with the EPP Congress, and the European People's Party is the powerhouse of Europe. We have the biggest group in the European Parliament. We have the biggest group in the Committee of Regions. And this gives you an idea that we are locally strong and we are on European level strong. And we do this together as a team. We see these as a combined effort to deliver for our citizens. There, on the one hand, we have to deliver on European level when it is about supporting our mayors, our governors on the ground. I want to underline, especially in the last years, the strong efforts after the corona crisis to establish a recovery and resilience fund with 750 billion euros. Siegfried Murizan was main rapporteur on this, was fighting on European level for this money for the regions of Europe. And on the ground, our mayors are investing this, are delivering then to the daily life of the citizens. And here in Romania, I can also see the success stories. When I'm driving here in Bucharest, you see the development, you see the positive development over the last years and decades, especially under the leadership of PNL. And also with Emil Boc, one region where Cluj, really the Silicon Valley of Europe is present in a way. So where you see really the success story to being a modern, a very successful, economically very successful country. And it really delivers then on the daily life of citizens, because income is increasing, the daily life of citizens is getting better. That is what EPP is doing. We do this together in the perspective of delivering to the results of the people. We have in front of us serious questions. Generally speaking, the war to keep peace, which is for all those who are in Europe a key element. That's why we are close to our Ukrainian and Moldavian friends. And the second thing for us is that we want to keep our societies in Europe together. We need prosperity, we need economic growth. We have to build up bridges between rural areas and cities. We have to bring things together. That is also part of the DNA of the European People's Party, here in Romania, also of PNL, that we are bridge builders. That is what we and EPP is all about. And that is what we are showing today, especially with strong mayors and strong people on European level who deliver in the interest of the citizens. That's why it's great to have this common meeting today, this common session of the two groups today. We show unity in the interest of our citizens. Good morning, everybody. Buona giua. I'm more than happy to be here in Bucharest together with all friends from Europe, from national level, and with my people, people from the ground, mayors, councillors, presidents of regions. It is really great to work hand in hand together. And why I think that the European People's Party is so unique? Because you need to know that European People's Party is the only one European party which seriously treat local and regional leaders, which took us on board to co-organize, to have a common group meetings today, to co-organize this great Congress. And you need to know that in Europe we have 300 regions and almost 90,000 of municipalities. And in the vast majority of them, we are in power. So that's why we are the strongest political group in the European Committee of Regions. So we can be added value both for the party when we preparing to European elections. We want to be engaged, we are going to be engaged to campaigning, to support our candidates for MEPs, to support our future president. And on the other hand, we would like to put in the next mandate villages, cities and regions in the heart of Europe, because what you need to know, there is a 70% of European legislation which is implemented on the ground, which is implemented in our cities, in our regions, in different aspects. For example, in Poland, we are responsible not for only for European
European legislation, but also for European money. We are distributing, just like me in my region, in beautiful region of West Pomerania in Poland, we are distributing European money. And thanks to this, we can have our regions much more modern, much greener. For example, my region is a leader of green energy production, and right now green energy covers 100% of my regional consumptions. It is possible thanks to the strong and united union. That's why we fight for a victory of EPP, because we know how to develop, how to provide our people with sense of security and how to make them healthier and wealthier. So once again, Manfred, thank you. Thank you on behalf of all mayors, of regional leaders, that we can work hand in hand together. Thank you very much. Thank you, mulțumesc, bună dimineața, bine ați venit. Tema principală a reuniunii grupului Partidului Popular European în această dimineață este cooperarea dintre europarlamentari și aleșii locali, fiindcă Partidul Popular European a avut întotdeauna convingerea că pentru a lua cele mai bune decizii pentru cetățenii europeni, trebuie să îi ascultăm pe oameni și trebuie să îi ascultăm pe aleșii direcți, pe primarii, pe președinții de consilii județene, pe președinții de regiuni. De aceea am inițiat în ultimii ani și ca vicepreședinte al grupului Partidului Popular European responsabil pentru relația cu Comitetul Regiunilor, o cooperare întărită între Comitetul European al Regiunilor și grupul nostru din Parlamentul European. Am inițiat această cooperare împreună cu domnul primar Emil Boc, cu sprijinul președintelui Partidului Popular European Manfred Weber și a lui Olger Gheblevici și aș dori să le mulțumesc pentru acest sprijin. Mesajul pe care îl transmitem astăzi este că Partidul Popular European este partidul primarilor la nivel european și Partidul Național Liberal este partidul primarilor în România. Pentru Partidul Popular European la nivel european, la fel ca în România, pentru Partidul Național Liberal, vocea oamenilor contează, luăm deciziile pe cât mai aproape de oameni și pe baza așteptărilor oamenilor. Tocmai de aceea, exact cum și președintele Weber a spus, am susținut de la început implicarea primarilor, a aleșilor locali, județeni, regionali, în cât mai multe decizii privind fondurile europene, privind planurile naționale de redresare și reziliență. Partidul Popular European este un susținător și al mediului rural. În timp ce alte familii politice în ultimii ani de zile au propus decizii care au împovărat fermierii, Partidul Popular European și Partidul Național Liberal a fost singura forță politică la nivel european care a apărat agricultura, a apărat fermierii și a apărat mediul rural. Noi dorim ca oamenii în mediul rural să aibă aceeași calitate a serviciilor publice, la fel ca oamenii de la oraș. Vom investi în infrastructură, în digitalizare, în servicii publice, precum educație și sănătate în mediul rural în următorii ani și ca parte a manifestului electoral pe care Partidul Popular European îl va adopta în această după-amiază, avem și un plan pentru mediul rural. Dorim reducerea decalajelor între sat și oraș. În încheiere aș dori să mai spun următorul lucru. Cooperarea strânsă între aleșii locali și europarlamentari este cel mai bun instrument pentru a combate extremismul, populismul în Uniunea Europeană. La nivel local se vede foarte clar că primarii pro-europeni de centru-dreapta sunt cei care au soluții, care pot atrage fonduri europene și pot dezvolta comunitățile locale și mai ales în contextul, inclusiv al alegerilor locale și europarlamentare împreună în România, consider că printr-o cooperare a aleșilor locali și a europarlamentarilor putem prezenta cele mai bune planuri pentru dezvoltarea comunităților locale. Vă mulțumim! Dear President Weber, dear President Gheblevici, dear Siegfried, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank you, dear President, for coming to Bucharest and having Bucharest, the political capital of Europe, where the most important decisions for our lives, for the future of Europe and for the future of Romania are going to be taken here. Thank you for choosing Bucharest and allow me to address a few words in Romanian also. Domnilor și domnilor, simplu spus, așa cum Partidul Popular European la nivelul Europei este partidul primarilor, partidul autorităților locale și regionale, la fel în România, Partidul Național Liberal este partidul primarilor. Evident că Partidul Popular European
mai are și multe alte fațete. Să nu uităm că este partidul care a fondat această Europa, dacă amintim de Adenauer, alții de Gasperi, Robert Schuman, sunt câțiva părinți fondatori care au construit această Europa a păcii și prosperității în care și noi trăim. Acest partid este partidul care a gestionat cel puțin 5 crize majore pe care le-am avut din 2010 încoace. Criza economică, criza migrației, criza războiului, criza legată de pandemie, ca să nominalizez doar câteva. Acest partid este acela care astăzi dă ora exactă în Europa, Partidul Popular European, având președinta Comisiei Europene, președinta Parlamentului European și cele mai importante portofoliului în cadrul Comisiei Europene. Pentru PNL este o onoare și în același timp și o responsabilitate să fie acolo unde se iau deciziile pentru viitorul Europei și pentru viitorul României. Acum, întorcându-ne la colaborarea dintre dimensiunea locală, națională și europeană a Partidului Național Liberal și a Partidului Popular European. Primul mesaj. Extremismul este forța politică care poate pune în pericol viitorul Europei, viitorul democratic al Europei. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ține extremismul la ușă și nu în interiorul procesului democratic fundamental. Primarii din Europa au demonstrat că pot ține extremismul deoparte. Nu veți găsi decât cu rare excepții primari sau președinți de consilii județene cu orientări extremiste. Primarii sunt cheia, până la urmă, a unui viitor democratic al Europei, iar Partidul Popular European a înțeles acest lucru și a stabilit ca prioritate colaborarea dintre nivelul local, național și european. În al doilea rând, cum spunem noi în engleză, all politics is local. Toată politica, până la urmă, e la nivel local. Primul contact direct al cetățeanului european este cu administrația locală și de aceea Partidul Popular European susține atât de mult și de puternic această relație directă cu cetățeanul. Că până la urmă, de acolo vine viitorul, de la votul dat de către cetățean. În al treilea rând, acest partid este partidul locurilor de muncă, partidul investițiilor, a democrațiilor și a libertății, dar în egală măsură și partidul solidarității și coeziunii. Cu alte cuvinte, producem prosperitate, pentru că nu poți să împarți dacă nu produci ceva, dar în egală măsură și distribui în manieră solidară pentru cei care au nevoie de solidaritatea noastră. De aceea acest partid a reușit să aducă în România, de la intrarea acestei țări în Uniunea Europeană, peste 70 de miliarde de euro. Dacă de acolo scădem cele 20 de miliarde de euro contribuția României la bugetul Europei, avem 50 de miliarde de euro care au intrat în această țară, prin politica coordonată în special de Partidul Popular European de coeziune și solidaritate. Și nu veți găsi astăzi o localitate în România, din cele 3200 de comune, din cele 106 municipii, care să nu aibă o școală, o creșă, o grădiniță, un parc, un loc de joacă, un drum, o autostradă, fără bani europeni. Europa a schimbat în bine viața românilor și suntem pe această direcție. Cum spunem noi românii, și cu asta am să închei, când arunci apa din covată, să nu arunci și copilul. Da, avem greutăți, care e apa din covată. Le putem arunca pentru că putem să le depășim. Dar nu aruncați acest copil de aur care este Europa și viitorul nostru democratic. Trebuie să ne gândim fiecare cum putem păstra acest copil de aur, acest aur pe care îl avem, pacea, liniște și siguranța noastră acasă și în Europa, prin Partidul Popular European. De aceea eu sunt onorat să fiu astăzi în această companie selectă, acestor lideri extraordinari europeni, să arătăm că și noi, românii, putem reuși aici, acasă. Pentru că marea noastră ambiție este aceasta. Da, Europa ne-a dat libertatea de mișcare, dar în egală măsură, așa cum spunea Enrico Letta, libertatea de mișcare înseamnă și libertatea de a alege să stai acasă. Adică libertatea de a putea merge oricând în Europa, dar de a nu avea niciun obstacol aici acasă să rămâi acasă. Niciun român, niciun cetățean european nu trebuie să fie obligat să-și părăsească țara din motive economice. Pentru asta Europa este aici astăzi, pentru asta Europa a investit peste 70 de miliarde de euro pentru a crea condiții de calitate a vieții în fiecare colț al Europei, ca românii să aleagă. Poți să plece în Europa, dar poți să rămâne în egală măsură și acasă, având standarde de civilizație comparabile cu cele din Europa. Mulțumesc! Da, va fi în 18-19 martie la Mons, în Belgia, summitul regiunilor și orașelor din Europa. România, ca specific, are peste 25% din populația activă, lucrează în străinătate sau trăiește acolo. Sunt satele de populate. Cum veți face la nivelul Partidului Popular European
ceva în acest sens pentru a reduce aceste decalaje. Să... Na, asta e întrebarea mea. Întrebarea era despre modul în care la summitul autorităților locale și regionale din Europa din 18 martie de la Mons, cum vom aborda problema decalajelor de dezvoltare între diverse țări și regiuni ale Uniunii Europene. Simplu. Două cuvinte cheie. Investiții și coeziune. Sunt cele două lucruri cheie pe care Partidul Popular European le are în ADN. Investiții și locuri de muncă bine plătite. Pe de altă parte, coeziune, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă și nimeni să nu fie abandonat. România, de la intrarea în Uniunea Europeană din 2007, a trecut de la 27% media produsul intern brut pe cap de locuitor la 72%. Un progres extraordinar. Evident că trebuie mai mult din media Uniunii Europene, dar important că suntem pe direcția corectă. Da, avem aproape 4 milioane de români care lucrează în afara României. Libertatea de mișcare este o religie în Uniunea Europeană. Trebuie să ne bucurăm de această libertate de mișcare. Dar așa cum am spus mai devreme, prin politica de coeziune trebuie să creăm acele condiții ca acasă nimeni să nu fie obligat din motive economice să părăsească țara. Asta se întâmplă astăzi în România. Probabil că ar trebui să accelerăm și mai mult. Și asta este cum putem face o altă întrebare. Dar faptul că 50 de miliarde de euro au schimbat România este un lucru cert. Iar continuând această politică, repet, și în primul rând prin Partidul Popular European, care este motorul dezvoltării Europei, este partidul investițiilor și a locurilor de muncă, putem să creăm în continuare acasă condiții pentru a putea să rămână românii în țara noastră. Și nu în ultimul rând, pentru că manifestul nostru politic are o frază cheie. Cum putem întoarce exodul creierelor ca cei care au plecat să se întoarcă? Să transformăm brand drain în brand gain. Adică să câștigăm din acest export al creierilor prin reîntoarcerea lor acasă, pentru că odată ce se întorc cu mentalitate occidentală, se întorc cu experiență de afaceri, se întorc cu bani și cu această mentalitate care ajută la schimbarea în bine a României. Stă în puterea noastră, ca împreună, nivelul național, nivelul local cu cel european, să creăm aici acele condiții de viață. Evident că le dorim cât mai repede. Ne vrem peste noapte. Nu se pot peste noapte, știm asta. Dar e important de văzut că direcția este corectă. Și trebuie să avem grijă să nu lăsăm pe alții care n-au decât goarnă, n-au decât strigăte, n-au decât urlete, să distrugă acest vis frumos al nostru de a clădi o Europa cu prosperitate și pace. Suntem la granița cu războiul în Europa. Noi putem face conferință de presă fără teama că dronele sunt deasupra noastră să ne ucidă. Să se înțeleagă că acesta este produsul unei Europe unite, a apartenenței noastre la această fabuloasă construcție europeană. Să nu o pierdem, pentru că România a mai avut experiențe, ca Polonia de altfel și alte țări, când odată ce ai fost în afara unei umbrele puternice, ai devenit extrem de vulnerabilă. Mesajul Partidului Popular European este că împreună putem reuși, așa cum deja s-a demonstrat că am putut reuși. If you allow me to add one general point from the European perspective, finally, everything depends on the money you can invest to create better conditions for our citizens. And on European level, we as EPP fight for solidarity in Europe. We want to keep Europe together. We want to help each other, especially after the corona crisis, to invest 750 billion euros. That's a lot of money. And I think the share for Romania was 30 billion euros. So to invest this money was not an easy exercise on European level. But EPP, under the lead of Ursula von der Leyen, although in this period of time of Angela Merkel, we in the Parliament, Siegfried, I myself, we succeeded with this. 30 billion euro additional solidarity from the rest of Europe for Romania. And I can only be very, very clear, all populists, all extremists in Europe refuse this idea of solidarity. So everybody must be aware of this. When we speak now in front of the European elections, those who vote for populists here in Romania, these members of Parliament will end up in a group which is the Putin friends, and which are against solidarity on European level. So we can only ask people, take the vote serious and vote for those who are really defending Romanian and solidarity interests in the European Union of today. Thank you.